Bună! Astăzi m-am decis să fac un vlog rapid, așa, pe moment mi-a venit. În prima și primul rând vreau să vă arăt locația salonului meu. Cel mai important asta. La reclamă trebuia să fie pe geam, nu mai este. S-a schimbat geamul și... Pam, 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 pam. Până acum o săptămână eram chiar în construcții și să mergem puțin în salon. Am să schimb camera. Să vedeți ce am în salon. O recepție care se presupune că are și o chiuvetă aici de o mâncare, un aparat de cafea super performant, biroul meu. E frumos, nu? Perfect. Impecabil. Aparatul meu despre care sunt foarte mândră. Da? Mâncărică, mâncărică. Chestiuțe. Aici pregătesc o cameră pentru o manicuristă, cine știe, poate chiar pentru mine. Construcție gel pe șablon. Așa, pregătesc o cameră pentru o manicuristă, dornică să primească de lucru cât eu nu mai fac față. Multe, multe produse, multe chestii, chiar din baie scoase. Birouri, cutii, lupă cu vapa sân de la cosmetică, dulăpioare, chiar și... cine știe ce e acolo? Așa. Fostul dulap al coafezei mele. Lipsă scafă. Era acolo, chiar unde-i mopul cu găleata. Biroul ei. Oglinda. Ce ziceți? Să rămână oglinda cu polițele sau nu? În ideea că aici vor fi 6 birouri pentru cursuri. Da? Exact în zona aceasta vor fi 6 birouri pentru cursuri. Ia uitați balanele mele despre care sunt mândră, despre sau de care sunt mândră. Așa, un vlog foarte rapid m-am hotărât să fie ăsta. Am vrut să vă arăt cum arată salonul meu și o să vă arăt și după aceea cum arată puțin mai bine aranjat. Cum vi se pare acum? Ce o să fie acolo? Cursuri, cursuri. Încă pe aici nu e chiar ordinea care ar trebui. Dar se va face și aici în curând. Aici ar trebui să se facă pedi frumoasă. Și aici biroul viitoarei mele colege. Dulăpior. Și cam atât, pentru că dacă își mai dorește ceva, va trebui să-și aducă. Tabla de scris la cursuri se va muta chiar în locul posterului gagicuței respective. Adică va fi ceva de genul aici clasa de curs, iar pe partea opusă tabla și profa. Cum vi se pare? Vă arăt și mai încolo. Bună! Ia uite ce colet mare am eu aici. Draga mea! Și ce am în el. De chiar acum o să încerc să îți arăt. Foarte, foarte repede. Nu de alta, dar mă grăbesc. Este ora 6. După masa, 18, am terminat prima zi de curs, de bază și abia aștept să ajung acasă, la bebelina mea. N-a fost foarte greu, astăzi a fost doar teorie. De mâine începe calvarul, calvarul în primele spus, bineînțeles, nu pentru mine, ci pentru cursante. Pentru că de mâine vor avea de muncă, astăzi doar am scris. Draga mea urmăritoare, dacă vrei și tu să vii la cursurile mele, poți să-mi scrii în privat. Ia uite aici, cred că am un cadou. Ba nu, este un pigmentel. Un pigmentel foarte frumos, abia aștept să-l folosesc. Ia uite aici, o ștampiluță.
și e și de Crăciun. Ți le arăt apoi mai aproape. Altă ștampiluță. Niște modele superbe. Multă pensule pentru cursantele mele. Da, deci dacă vii, te aștept la cursurile mele. Niște tipsuri pentru a face modele, picturi pe ele. Pentru tine, draga mea, urmăritare. Ce-am aici, ce-am aici. Sunt foarte curioasă dacă sunt ok. Dacă merge să fac baby boomer din ele. Nu de alta, dar să le ofer cursantelor niște opțiuni de a face baby boomer mult mai ușor, pentru că tuturor li se pare foarte greu. Deci dacă îți arăt asta, o minunăție. Abia aștept să le testez și acestea, să mă salveze de Crăciun. Nu de alta, dar eu mă pregătesc deja de Crăciun. O lampă. O lampă pentru că vreau să am una de rezervă pentru cursantele mele, în caz că una se strică. Toate aceste produse, tot colegul ăsta mare, îl am de pe site-ul unghifalseangro.ro, unde tu, draga mea, urmăritoare, dacă îți faci o comandă și pui codul Ionela5, primești o reducere de 5%. Drăguț, nu? Nu de alta, dar produsele de pe unghifalseangro au un preț super, super accesibil pentru buzunarul oricui. Lampă cu suport detașabil, baza detașabilă. Știți de ce ne ajută baza detașabilă, nu? Pentru pedii, pentru construcție și pentru igienă, cel mai important, da? Bun. Sper că și funcționează, o să și testăm. De ce nu? Uite, avem un bec aici, confirmă că funcționează. Și nu funcționează. Doar pe senzor. Așa pe buton greșit, îmi cer scuze. Da? Ia uite ce mișto e. Lumina se vede că e destul de puternică. Asta înseamnă că este nouă. Da? Deci perfect. Avem confirmare că funcționează, că este în regulă. Costă doar 180 de lei. Deci chiar își merită bănuții. Un preț foarte, foarte ok pentru o lampă. Mai ales că este de 48 de W, exact cum eu vă recomand în orice tutorial, dacă mă urmăriți, să ați observat că eu recomand lămpile de 48 de W. O pun aici pentru că mă grăbesc. Deci este o hârtiuță. Factura. Factura. Credeam și eu că e o informație așa gen. Bună, Ionela, ce mai faci, draga noastră? Ne bucurăm că ai făcut momente la noi. Aici ce am? Lămpi veoză, lampă de masă, lampă de birou. Pentru cursantele mele dragi, am comandat de data aceasta albe, super, pentru că pe alb nu se vede praful. Recunosc, sunt o leneșă, nu-mi place să șterg praful și de aceea vreau lămpi albe. Plus că luminează spațiul, face să pară mai mare, mai curat, mai impecabil, toate cele, da? Știți și voi. Acesta este suportul de prins pe masă. Mă speria, nu știam ce chestie e asta. Interesant. Ideea este că poți să-l prinzi în orice fel. Din cauza asta mișcă. Și pe un birou ușor mai strâm, mai denivelat. De asta se... uite! Ce interesant! Poți să pui lampa și într-o parte. Adică să o prind așa. Pentru pedii. Ia uite, ce mișto! Nu să o pun de aici și să o trag până în jos. Și astfel că suportul primul nu se poate băi. Exact cum vezi la asta, nu știu dacă vezi, da? Primul suport, primul picior rămâne în sus. Pe când la asta, dacă îl pun așa, uite, deja, ce mișto. Chiar își merită bănuții. Recomand cu încredere. 80 de lei, cred că, ceva de genul ăsta. Sper să nu vă pun ghiuțele mele slim aici. Dar vreau să și testez una. Nu de alta, dar oricum trebuie să le montez pe biroul. Căci astăzi, fiind teorie, n-am avut nevoie de ele 100%. Dar mâine, fiind deja practică,
Super, impecabil. Uite, se poate monta chiar și în ăsta, mi se poate monta, având deja separeul acesta, da? Nefiind legată 100% de suportul ei. Celelalte ce le-am până acum sunt legate de suport. Asta? Acum eram panicată cum o montez, dar uite, foarte simplu. Am montat-o deja și s-o probăm și pe asta. Sper că filmarea mai merge. A, s-o probăm, dar n-am bec. Râdeți și voi. Distrați-vă. Așa, după ce că sunt obosită și am avut o zi grea, mai distrați-vă. Hai că revin cu bec. He-he, am venit și cu bec. Ce să vă spun, acum când am luat becul jos dintr-una dintre veioze, a căzut un șurub din ea. Astăzi, când am scos o veioză din priză, a rămas cu chestiile astea, metalul ăsta, a rămas în priză, blocat. Trebuie să-l chem pe soțul să-mi meșterească la ea. În seara asta, neapărat. Sau mâine dimineață, până să plec eu de acasă. Nu funcționează. De ce? Iar n-am apăsat butonul corect. Ce, doamne? Deci, cât de tare să șurub aici chestiunea. De ce nu funcționează? Aveți ceva greșit? Da, e strâm montat becul, dar nu înțeleg de ce tot strâm se montează de fiecare dată. Nu mai văd! Ah, vedeți? Panică, panică! Eram gata să dau vina. Îmi pare rău, îmi cer scuze. Asta este, am greșit, iarăși am greșit, ca și cu lampa. Bun, gata. Am cumpărat 6 sau 7 veioze de genul ăsta, asta să le cumpăr. 2, 4, 6 veioze, pentru că 6 cursante pot să primesc eu la un curs, maxim. Minim 2, maxim 6. Draga mea, te aștept la cursurile mele. Mai am curs în 5, 6, 7, 8 noiembrie și 27, 28, 29 decembrie. 27 e ziua mea de naștere. Apropo, lucrez. Poate vrei să mă vezi de ziua mea, poate vrei să mă vezi de ziua mea, să-mi zici un la mulți ani și cu ocazia asta vii și la curs. Ce zici? Merge, nu? Nu e bun, domnule, nu e bun produsul, e prea ieftin, de asta nu e bun. Ba da, dragă, e vina mea, frate, e vina mea. Și de data asta. Eu nu știu ce să fac cu astea pe aici, le manevrez, le sucesc, le răsucesc. Asta este. Asta mai are și aici niște spații, pot să-l prind și de birou. Deci nu numai că îl montez așa, mai pot să-l prind și de un birou așa. Interesant, foarte. Deci calitate, domnule, calitate. Vă pup! Mua, mua, mua. Mulțumesc, draga mea, că te-ai uitat la mine până aici. Stau așa pentru că nu știu cât timp în cadru. Dacă stau dreaptă, s-ar putea să nu mă mai vezi toată. Îți mai arăt puțin detaliat chestiuțile alea? Da, ți le arăt. Și apoi trecem la revedere. Dar tot te aștept la cursurile mele. Ia uite, draga mea. Nu m-am mutat de aici pentru că biroul meu nu este liber, este plin cu dulciuri pentru cursante și nu am cum să mă duc acolo să filmez. Așa că ia uite.
Ce frumos, ce minunăție am eu aici. Uite, moșu, 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 cum aleargă, aleargă. Aici se sprijină în, nu știu ce, da, Merry Christmas cu din aia. Chestii și chestii și chestii. Ia uite, ce frumos, Doamne, deci abia aștept. Am să scap de clientele mele, le pun un moș din ăsta, le pun un bastonel, un trifoiaj din ăsta și să vezi ce simplu, da? Dar astea, dacă ți le arăt pe astea, ia uite. Doamne, ce frumoasă e. Uite, uite, uite. Spune că nu e frumoasă, spune. Uite. Doamne, uite pe asta, uite. Mamă, buzele și unghiile, ce frumoase arată. Ce frumoase sunt, da? Ia uite ce frumoase sunt. Ia uite pe asta. Uite. Uite, uite pe asta. Nu se vede prea bine descris. Uite aici. Deci, îmi imaginez niște unghiuțe superbe. Astea sunt ca și desene animate. Uite, asta. Uite, 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 lăsa. Uite. Să spui ceva dacă nu. Uite. Uite și asta. Uite-l. Uite, uite. Cu pisicuța. Spune-mi tu dacă nu e frumos. Deci, spune-mi. Bun, ce să-ți mai arăt? Pensulele ce le folosesc la cursantele mele, da? Hai să desfacem o pensulă împreună. Nu știu exact câte bucăți am luat. Am luat numărul 6 și numărul 4, mai mari și mai mici, că sunt cursante care nu pot să lucreze cu, da? Uite, una mai mică și una mai mare. Asta e 4 și asta e 6, da? Hai că le și desfac acum să le vezi. Da? Deci nu uita, pe unghii false angro.ro și dacă pui codul Ionela, secțiunea comentarii, da, atunci când ai, unde scrie adresa și celelalte, dacă pui codul Ionela, primești reducere de 5% sau când te sună pentru confirmare, eu știu cum se procedează. Bun, uite. Super, nu? Sunt atât de subțirele, sunt atât de perfecte. Uite, uite. Să vezi când sunt îmbibate și în produs, în gel. Uite ce frumoase sunt. Și știi cât costă? Dacă îți spun, ai să regreți că ai dat banii pe multe pensule. Ai să regreți, crede-mă, ai să regreți. 2 lei și 90 de bani. 3 lei. 3 lei, crede-mă, 3 lei. Deci, merită toți bănuții. Toți bănuții. Uite, ce pigmentel frumos. Acum, sincer, fac ca și cu veoza și ca și cu lampa. Aștept să-l testez, să văd cum arată și cum rezistă, da? Dar eu sper că va fi ok. O să fac un video cu el, da? Pigment Rainbow, Rainbow Aurora RA04, da? Bun. Ce mai am aici? Ăștia, v-am zis de ei. Și de ăștia sunt curioasă dacă sunt ok, dacă se poate face ceva cu ei. Clipsurile astea de care ziceam că vreau să filmez modele pe ele. Sunt de diferite dimensiuni, da? Dar nu contează, abia aștept să le folosesc. Și mai am aici două matrițe. Eu lucrez de 6 ani în domeniul unghiilor tehnice, dar n-am făcut cu ștampila niciodată. Dar nu-i niciodată prea târziu, da? Bine că știu eu să pictez. Asta tot în ideea să mă salvez, da? Am făcut un fulg de asta și mai sau pun un de asta. Și am terminat tot. Ăsta îl pot face auriu sau argintiu. Ăsta verde. Ăsta, nu știu, alb. Ce culoare merge? Verde? Nu. Nu-mi dau seama. Moșu. Moșu, uite, pot să-l fac numai contur și apoi să-l pictez eu. Uite, ce idee frumoasă. Da? Și uite și ăsta. Ăsta e așa mai pentru modeluțe. Ăsta îmi place mult. Ăsta îmi place cel mai mult. Și ăsta e frumos. Frumos tare. Da? Toate sunt frumoase. Și ăsta, uite, cu negru. Imaginează-ți cu negru. Ai terminat, mă, din grea. Bun. Draga mea, am terminat... Ce să țin aici? Am unghiile mele, să le vezi măcar pe ele, să nu vezi altceva. Hai că ți arăt altceva. Draga mea, acum chiar se termină tutorialul. Mă rog, nu-i chiar tutorial de învățat ceva din el.
Acum chiar se termină videoclipul și te aștept, cum spuneam, la cursurile mele de unghiuțe. Apropo, încă o informație importantă, toate cursantele mele care participă anul 2019 la un curs intră într-o tombolă care are ca și premiu un curs de minim 400 de lei pentru anul 2020. Deci, cum sună? Încă nu știu exact cât va costa și ce va conține, da? Ce informații voi preda în el. Din această cauză spun că e minim 400 de lei și nu știu data și așa mai departe. Dar bănuiesc că o să-ți placă. Sunt sigură. Bun. Gata. Sunt foarte entuziasmată și abia aștept să montez lămpile, veozele și apoi să plec acasă la bebelina mea. Și până atunci te aștept la cursuri. Dă un share la videoclip dacă ți-a plăcut. Poți să pui comenzi de produse pe unghifalseangro.ro cu codul Ionela5 ca să primești o reducere de 5% și abonează-te și la canalul meu de YouTube, dă-i acolo subscribe și abasă și pe clopoțel ca să fii notificată de fiecare dată când eu mai postez ceva nou. Asta dacă îți place de moi. Ok? De gesturile mele astea așa cu unghiile mele slim care au peste o lună de zile. Da? Nu vrea să focalizeze. E bine și așa, da? Nu se vede că sunt crescute absolut deloc. Ok? Bun. Bye, bye. Ai grijă de tine și de sufletul tău și de zâmbetul tău. Pentru că sunt singurele lucruri pe care nu dăm impozit. Deci, înseamnă că putem să fim fericiți și să avem grijă de ele. 100% doar noi, nimeni altcineva. Pupici. Zic totuși să vă arăt puțin și cum arată zona de cursuri. Vă place? Da? În spate mai trebuie să apară un birou. Dar momentan nu l-am pus, din cauza că nu mă încăpuia foarte bine, de frigider. Și am înscris doar 5 cursante la acest curs. Dar, ce am zis eu? Te aștept la curs. Pac! Cine era aia? Mirela, ai căzut! Și bunătăți! Yummy, 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 yummy! Da, fix aici unde este birouașul meu. Și ia uite ce avem noi pe tablă, un șablon mare. Și cât e ora? 7 fix. De când am filmat și până acum s-a făcut 7. Și ce să zic, hai totuși să vorbesc cu voi în realitatea realității. Ia uite cum arată salonul meu după un curs de 4 zile cu toată gașca de 5 cursante și încă 2 zile cu o singură cursantă, pentru că ea a ales încă 2 zile în plus, pentru că a considerat că nu s-a simțit îndeajuns de pregătită din cele 4 zile și și-a mai plătit curs pentru încă 2 zile în plus, ceea ce și tu poți să faci, draga mea cursantă, în caz că ți se pare prea puțin 4 zile, poți să-ți mai achiți încă una sau 2 zile în plus și, bineînțeles, poți să fii singură sau poți să fii cu 2 sau cu 3 sau, de fapt, cu toată grupa, pentru că fiecare are același drept de decizie. Ți arătam aici puțin, uite, buchetul sau cutia cu flori ce am primit-o de la cursantele mele dragi. Era singurul loc unde am făcut curățenie deja, în timpul cursului, să zic, în una dintre cele 2 zile cu această cursantă superbă, care era foarte concentrată. Ea este cu bagajul în salon, uite geanta ei, pentru că era din Anglia și în seara respectivă pleca direct spre aeroport ca să ajungă acasă la ea. Deci, draga mea cursantă, oriunde ai fi, poți să ajungi la cursul meu și eu te aștept cu drag, îți promit să te învăț ce știu eu mai bine și cu cât patos pot eu mai bine. Îți arătam puțin toată zona salonului meu pentru că vreau să vezi cum arată dezastrul după un curs. Aici vreau să-ți arăt cum a rămas în seara în care am filmat
desfacerea coletului de la unghifalseangro.ro. Apropo, desfacerea coletului a fost cu câteva zile înainte față de momentul acesta, circa 2 sau 3 zile, dar pe perioada cursului, cum veneam dimineața la 8:30 în salon și plecam seara la 8:30-9 acasă, mi-era destul de greu să mențin curățenia, așa că în ultimele zile de curs a fost foarte, foarte mult de adunat, mult de muncă. Iar cursanta mea, fiind deja foarte pregătită, a reușit să lucreze singură. Pe mine m-a chemat doar ca și evaluator, pentru că de multe ori m-am gândit că ar fi frumos să fie o zi de examinare. Iar pentru această cursantă exact așa a și fost, pentru că ea, după ce termina de făcut un proces de la cap la coadă, mă chema pe mine să îi verific, să-i spun dacă este bine. Puneam biturile la sterilizat și mai lăsam doar ei anumite lucrușoare pe masă, în rest tot ce era pe restul meselor adunam ca să încerc să-mi fac puțin curat în salon. I-am mai chemat din când în când și totul era perfect, nu de alta, dar eu mai aveam chiar și de lucrat la cealaltă mână a modelului, pentru că nu puteam să o lăsăm să plece doar cu o mână făcută. Dulciurile erau gata, salonul era dezastru și de ce nu, te aștept și pe tine. După cum spuneam, în 5, 6, 7, 8 noiembrie mai am curs și în 27, 28, 29 și 30 decembrie. Am văzut acum în timp ce editam videoclipul, căci data trecută când am menționat dățile cursului, am uitat să spun de 30 decembrie. Deci 4 zile este în principiu cursul, dar cum spuneam adineori, pot fi chiar 6 dacă tu îți dorești asta. Dacă îți dorești totuși să te înscrii la unul dintre cursurile mele, nu știu dacă mai apuci la acesta din noiembrie, eu te aștept cu drag, bineînțeles. Dacă nu, la cel din noiembrie, decembrie, pardon, unde mai sunt doar 3 locuri, dacă nu mă înșel, 3 sau 2, nu știu exact. Te aștept cu drag, îți las linkul Facebook-ului meu în descriere sau în comentarii, te rog să-l cauți și să intri în privat cu mine, să discutăm mai multe detalii despre cursul de bază, da? De bază pentru începători, să încep să devii manicuristă datorită mie, nu de alta, dar cred că multe dintre voi, urmăritoarele mele, ați început sau ați crescut mai mult datorită mie, însă acum eu predau și cursuri, deși predau de 3 ani, cum spuneam într-un alt tutorial mai de ceva timp în urmă, niciodată nu mi-am făcut reclamă mie, însă aceste pachetele de videoclipuri, pentru că sunt mai multe și le-am format într-un singur vlog, am decis să fie pe post de reclamă pentru mine, pentru cursurile mele și da, de ce nu, te aștept, cum spuneam, la cursul meu din 5, 6, 7, 8 noiembrie sau 27, 28, 29, 30 decembrie. 27 e ziua mea? Da. Te aștept. Da, draga mea urmăritoare, poți să te și abonezi la canalul meu sau poți să distribui. Uite ciocolată, uite un pomătuf. Poți să distribui acest video, să-i spun așa, acest vlog, ca să-l vadă cât mai multă lume pe rețelele de socializare. Dacă nu poți să vii la unul dintre cursurile mele, te aștept de asemenea la cursurile online, pentru aceste cursuri online pe Patreon sau, mă rog, pe ce platformă or fi ele pe viitor, pentru că intenționez să schimb platforma. Îți las link de asemenea în descriere sau în comentarii și poți să te înscrii și acolo să-ți faci abonament la cursurile mele. Iată cât gunoi și toate produsele adunate la un loc. Te pup, draga mea! Aici se termină acest video, vlog, tutorial sau cum să numi el. Te pup și te aștept! Intră în legătură cu mine să vezi detalii despre cursurile de bază și abia aștept să ne cunoaștem. Pupici, pupici!